Bună seara și bine ați revenit la un nou live. Să spun și mie dacă avem sunet, dacă se vede ceva. În seara aceasta vreau să semăn niște plante aromatice și să vă arăt și dumneavoastră cum fac această operațiune, cu toate că mai sunt materiale pe canalul meu. Bună seara, Variclau, Andreea Barbu. Mulțumesc, Variclau. Bună seara, grădina lui Kim, Corneli Sop, Gabriela Manea, Bogdan Chiriac, Iulian Oprică. Bună seara, domnul Iulian. Mătran Nuțu. Dar se pare că telefonul ăsta al meu face figuri, merge din ce în ce mai greu. Conselo Help, Gica 50 Cent. Bună seara. Mulțumesc, doamna Florentina. Bună seara, domnul Marius Cociolvan, Mirela Vlășceanu, bună seara. Deci în seara asta o să semăn toate plantele aromatice pentru sezonul 2024. Bună seara, domnul Ionel Iovan. Am mai semănat salvia, nu v-am arătat, deci de salvia condimentară și în seara aceasta vreau să semăn leuștean, pătrunjel, cimbru, busuioc grecesc și busuioc alimentar. Și am și câteva semințe de oregano. Oregano la mine nu prea a mers, am avut anul trecut mai mult și nu prea s-a vândut. Mai am câteva ghivece mai mari pe care o să le scun la vânzare în sezonul acesta. Sunt niște plicuri foarte mici la oregano. Grădina lui Kim, este adevărat că semințele Rila nu au trecut testul de analiză. Da, e adevărat. Și eu am avut o comandă de semințe de Rila. Să trăiți, domnul Mircea. Suntem cu vinții în seara asta, da? Bineînțeles că am comandat plicuri mari de 2500 de semințe și am fost anunțat că nu mai ajung. Deci cine mai găsește semințe Rila la 2500 sunt din loturile vechi, deci din loturile de anul trecut. Și am cumpărat la 1000, deci aviz tuturor care vreți să semănați Rila și încă nu ați cumpărat semințe, faceți comandă, mergeți și cumpărați-le, pentru că anul acesta se întâmplă ce am spus eu de acum 2 ani de zile. Dacă nu mai avem semințe de Rila, ce mai semănăm? Din cauza asta trebuie să experimentăm în fiecare an alți hibrizi ca să avem pe ce să punem mâna, să cunoaștem plantele, să știi mai multe despre ele. Bună seara, doamna Nicoleta Stroi. Bun, o să încep cu leușteanul, pentru că eu încă nu înțeleg cum de se vinde și se cumpără atâta leuștean în fiecare an. Vă spuneam eu și anul trecut că nu mi se pare normal să trăiesc, domnul Oleg. Nu mi se pare normal să cumpărăm leuștean în fiecare an. Leuștean este o plantă perenă care rezistă o viață dacă are o poziție bună. Poziție bună înseamnă să aibă lumina de dimineață. Da, îl punem acolo lângă gard, dar unde are lumina de dimineață, nu lumina de după amiază. Dacă are lumina de după amiază, o să reziste câțiva ani. Dacă are lumina de dimineață, rezistă și 20 de ani.
Bună seara, Marius Radu. Eu am exagerat la semințele de leuștean anul acesta. Am cumpărat un pachet de acesta de 500 de grame. Deci foarte mult pentru mine. Dar l-am luat în ideea că o să îmi rămână pentru anul următor. Să trăiesc domnul Miro în bani. Leuștea nu are o problemă la semințele mai vechi de un an de zile, scade foarte mult la germinare, dar la acestea am primit o recomandare că sunt bune și o să germineze și anul următor. Bineînțeles, păstrate în condiții bune, într-o temperatură bună și umiditate. Am ambalajul ăsta cu ușină din aceea, deci o să le păstrez în ambalajul original. Este... se închide ermetic. Și vreau să vă prezint metoda mea de semănare a răsadului de leuștean. Eu așa leuștean. Bună seara, Iordana Lovin. Bună seara, domnul Aurel Vâlcea. Am uitat să-mi pun farfuria. Eu am mai multe farfurii aici pe care le folosesc, dar semănat în funcție de ce semințe semăn. Am și transparente și albe. Pentru răsadul de plante aromatice folosesc pentru germinare alveolele de 104 celule. Le-am umplut cu turbă de semănat, deci turbă de granulație fină. Știți foarte bine că eu folosesc turba Pitmos. Domnul Lache ne zice că vinde semințe Erila la plic de 2500. Să ne lași un preț și un număr de telefon. O să apară doritor, să știi că dacă n-au venit semințe de din 2023, deci loturile noi, cu siguranță o să se termine peste tot. Deci alveolă de 104, umplută cu turbă de granulație fină, turbă Pitmos în cazul meu. Le-am umplut cu turba uscată, cum este în sat. Le-am udat, deci le-am întins, le-am udat foarte bine de mai multe ori pentru că turba se hidratează un pic mai greu la început. După care le-am presat cu o altă grupă de alveole. Am făcut grămadă de 5-6 alveole și le-am presat. Și le-am presat, m-am urcat cu picioarele pe ele, dacă mă credeți. Ca să se formeze un gol în fiecare celulă, da? Deci acum este 3 sferturi plină, nu mai este plină până la față. Și acum pur și simplu o să presar semințe de leuștean în fiecare celulă. Eu aș vrea să pun câte 6-7 semințe, dar în caz mai mult tot timpul și parcă nu sunt mulțumit când pun doar 6-7. Salut, Ion Turusu. Am reușit și eu astăzi să filmez un material în răsadniță, în solarul unde germinez răsadurile de legume. Am făcut prima fertilizare. Cred că o să-l postez mâine seara acel material. Cei care sunt speriați știți că eu folosesc produsele pe care le-am expuse aici. Tine acolo pe colț.
O să aduc camera mai aproape ca să vedeți ce fac eu aici. Dacă are cineva vreo întrebare legată de răsaduri, domnul Lache, ar trebui să sun ca să răspund la întrebarea asta, să pot să detaliez mai mult. Eu știu sigur că tu cunoști acest hibrid. A mai apărut întrebarea despre Bobcat, Tomsk, deci, în principal despre hibridii determinați. Bună seara, domnul Ion Lungu. Console help. Aștept să duc un pic mai sus mesajul, pentru că nu reușesc să-l citesc în totalitate, din cauza la inimioara aia din colț. Masează foarte bine un cuvânt și tot timpul este un cuvânt cheie pe care nu pot să-l anticipez. Normal țineam semințele în mână, dar nu vreau să mă grăbesc. Este o semănare foarte ușoară. Dacă îmi pun mintea, semen 2000 de celule într-o jumătate de oră. Busuiocul vecesc este verde mereu. Da, busuiocul vecesc este verde mereu. Eu semăn aceste semințe de busuioc vecesc de la Semiorto Sementi. Astea sunt chiar semințe rămase de anul trecut. Nu semăn foarte mult, dar busuiocul vecesc nu a lipsit de la mine de vreo 5-6 ani de zile. Bună seara, Florin Coșeru. Bună seara, domnul Mihaele. Ionuț Brândușan. Salut, salut! Dacă vrei tu cu bă, vorbim și cu bă. Ne-a răspuns domnul Nache, este cea mai vândută roșie, o loagă, care are rezistențe pentru câmp. Să trăiți, domnul Cristinel! Domnul Ege este un legumicultor din zona Câmpulung Mușel, cu care am avut onoarea să vorbesc în privat. Ați repicat castraveții? Da, doamna Aurelie Ionescu, dar ar fi bine să faceți un test de germinare înainte, să mănați câteva semințe într-un pahar, le țineți în casă, undeva la o temperatură mai mare, așa de 25-28 de grade, să răsară mai repede, să vedeți ce procent de germinare aveți. Că nu are sens să riscați toată semănătura, să semănați bob cu bob.
desemânați 10 semințe într-un pahar și vedeți câte vă răsar din 10 semințe și aflați procentul de germinare. Eu nu știu dacă am folosit eu acel hibrid. Nu l-am folosit. Sunt semințe destul de scumpe, nu se pretează pentru răsar de vânzare și încă nu am teren să fac cultură în câmp, să fac și eu o cultură, o grădină în câmp. Intenționez să închiriez un teren, 4-5.000 de metri pătrați, dar încă nu am răspuns de la proprietar, pentru că eu locuiesc într-o zonă destul de scumpă, s-a mărit foarte mult prețul de la terenul din zona mea și cine mai are teren pe aici se uită să-l vândă. Elevan, cum se numește leușteanul pe care îl semănați? Adâncime și temperatură de germinare. Temperatura de germinare o să fie de 25 de grade pentru că în răsadniță acum sunt 25 de grade, deci anul acesta am mărit temperatura de la 23 la 25 și el o să ajungă direct în răsadniță pentru că celelalte serii de ardei și roșii au germinat. În curând o să fie răsadnița goală, adică mâine, cel mai exact. Astăzi am făcut prima fertilizare la ardei, la roșii. Adâncimea de semănare cred că este o jumătate de centimetru. Eu mâine acopăr aceste semințe cu turbă, da? Le duc la masă și pun turbă peste ele și le ud foarte bine. Dar asta la Iorie. Da, sunt un pic mai bine, nu foarte bine, dar cred că se observă că mi s-a schimbat și vocea și... Dar nasul curge în continuare. Bine, nici nu mă aștept să se oprească pentru că este perioada în care eu stau numai pe afară. Noaptea, dimineața, de vreme. Uite, acum aud aeroterma. E în sarcină. Am o aeroterma în sarcină de când a venit valul ăsta de frig. Solarul mare și probabil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni o să intre și a doua în sarcină pentru că sunt obligat să mut, să aduc florile în față aici în solarul din curte. Dar nu mă grăbesc pentru că urmează încă 5-6 zile cu temperaturi foarte, foarte mici. Bine. La noi sunt bune, în zona asta de pe lângă București. Am vorbit astăzi cu cineva din partea de nord și sunt temperaturi foarte mici acolo. Minus 16 grade aveau anunțate în noaptea asta. Și la noi sunt minus 8 anunțate. Salut, grădina lui Claudiu! Domnule, doare roșiile de 10-15 cm. Da, domnule, dumneavoastră sunteți profesionist, aveți condiții, sunteți pregătit pentru frig. Dar din câte mi-aduc eu aminte, anul trecut erau plantate pe vremea asta. Sau greșesc? Eu îl urmăresc pe domnul Edu pe Facebook. Bună seara de toate pentru toți. Bună seara, domnul Ritter Cristian. O să semăn câteva alveole de leuștean, după care trec și la busuioc. Să vedeți că semăn după același principiu. Deci tot în alveole de 104. Pătrunjelul la fel, deci toate plantele aromatice. Busuiocul grecesc la fel, îl seamănă în alveolă de 104, dar acela o să-l repic fir cu fir. Deci peste, nu știu, 3-4 săptămâni, când o să am frunză adevărată la el, îl repic fir cu fir în alveolă de 104. Anul ăsta așteptăm mai multe videoclipuri de la domnul Nache Titel. Auziți, domnul Nache Titel, oamenii deja așteaptă videoclipuri. Pentru cei care nu știu, avem și un profesionist printre noi, domnul Nache Titel s-a hotărât să
ne arate de prin grădina lui și vă invit să vă abonați la canalul dânsului de YouTube, de unde sunt convins că avem ce să învățăm. Dacă îmi permiteți acum o secundă, o să pun eu un link aici în... Sper să mă descurc. Dar normal că... Se mișcă foarte greu telefonul meu. Deci cine nu cunoaște pe domnul Nache Titel, dânsul este inginer agronom, producător, autentic, producător, deci este foarte important. Și ne arată pe canalul lui de YouTube ce face prin grădină. Andrei Andrei, salutare și succes și dumneavoastră în continuare, să dea Dumnezeu să reușiți să le treceți de iarnă și să puteți să le înmulțiți, atât cât vreți dumneavoastră. Ionuț Brândușana, Timișoara, minus 7, minus 1 ziua. Eu astăzi am avut minus 2. Minus 2 toată ziua în Bălăceancă. Cristina de Doare de Picanca s-a vestit, dar e mutat din albărie de 45 în pahare? Nu. Nu, domnul Edu cred că seamănă în alveolă mai mică și îi mută în alveolă mai mare, nu seamănă la grămână. Adică îi mută în 45. Dacă mai sunteți, domnul Edu, să ne spuneți și nouă cum ați procedat cu castraveții. Noi nu suntem obișnuiți cu repicarea castraveților și noi ați zis că i-ați repicat. Să ne spuneți și nouă în ce alveolă i-ați semănat și în ce alveolă i-ați mutat. Grădina lui Kim. Eu vreau 6-7, dar după cum vedeți cad mai multe. Și nu mă deranjează, semințe am și dacă cubul o să fie bogat, e tot mai bine, pentru că eu mut aceste răsaduri în pahare individuale, de 7 pe 7 pe 8 sau de 9 cm, în funcție de ce am și, bineînțeles, și de spațiu. Atunci când repic, socotesc un pic spațiu și... Eu nu-ți mă dușeam, aștept clipul și de la domnul cu palmieri. Am văzut că a mai postat și dânsul cu palmieri pe care are în sol. I-a arătat cum se comportă la frig. Moșu, Moșu, bună seara! Bună seara, Master Tip, bună seara și dumneavoastră. De respectul, vă mulțumesc la fel, vă mulțumesc la fel. Din păcate, cu tutorialele am lăsat-o mai mare pentru că eu am... Tot postam vreo 2 ani de zile toate operațiunile de prin grădină și n-are sens să mă tot repet. Lucrurile se întâmplă la fel, nu chiar identic, dar la fel și nu este timp. Timpul este din ce în ce mai puțin. Anul ăsta o să cresc eu, m-am spus, numărul de răsaduri cu aproximativ 20% și trebuie să fiu foarte atent. Până acum semănările le-am făcut singur. Mi-am permis pentru că am avut un liber mai îndelungat, ca să zic așa, în preajma sărbătorilor de iarnă și... La chititele meu mi-a atras atenția sobele din butoaie. Da, și eu eram foarte curios de sobele alea. Eu am vorbit cu domnul Edu și mi-a explicat exact cum funcționează. Benzina optimă, Profito, Liguria, în total 4.000 de fil. Da, spuneți-mi cu castraveții, domnul Edu. Cum ați procedat, în ce ați semănat și în ce ați mutat?
Domnule Grama, am avut 2 ani în urmă bobia, vreo 10 fire sunt roșii, peste 200 de grame, purpun viguros, la gust, 8 din 10, pentru acesta cred că o să am pupă 40 de fire. Deci, este bună și la gust, dacă i-ați dat 8 din 10, dumneavoastră știu că sunteți axat pe gust, domnul Oleg, și vă pricepeți la roșii. Deci se merită să punem bobchet. Și domnul Edu ne spune că a pus Riana, Benzina Optima Profito Liguria. Astea sunt roșii pe care dânsurile cultivă în solar. Dacă au 15 cm acum, cel mai probabil în 3 săptămâni vor să fie puse în sol. Dar dânsul are centrală, are niște sobe făcute de dânsul acolo cu burlane care traversează solarul, încălzire la sol cu furtune cu apă caldă de la centrală. Pentru cei care vor să vadă postările domnului Edu, căutați-l pe Facebook. Tot așa vă caută și pe Facebook, domnule Edu, da? Cristina Edu? La mai încolo, Astroișoan a repicat anul trecut ca să aveți, am semnat la 204 și apoi a repicat în pahare de 7x7. Da, dar uitați ce spune domnul Cristina Edu. Am semnat în lădite și am repicat în 45 și din nou cuburi de 9x9, cu 9,5. Deci semănat și castraveții prin presărare sau puși bob cu bob, dar la repicare, modul ăla de repicare se duce în rădăcină nudă, deși castraveții suportă modul ăla de repicare. E un lucru nou. Eu n-am recomandat repicarea la castraveți, am semănat direct în argolă de 45. Dar chiar mă gândeam și anul acesta să încerc o semănare în 104, pentru că spațiul de germinare este limitat. Și castraveții, cum se seamănă târziu și trebuie să aproape tot odată, este mai dificil cu spațiul de germinare. Așa e semănat la 104 și mișorăm spațiul de germinare la jumătate. După care repicăm. Și e tot mai bună repicarea, că și castraveții se alunge destul de repede. Ați observat că face imediat tulpina de 10 cm. Mie mi s-a întâmplat într-un an, în 2 ore am făcut de 15 cm. Domnul Achetitel ne recomandă Tomsk. Deci Tomsk ar trebui să fie mai bun ca bobchetul, nu? La gust. Domnul Edu, înlădite cu rumeguș sau? Adică videoclipul ăla de pe YouTube cu voia care au semănat de pe la matca, au semănat, cred că nu se mai seamănă nimeni. A fost un experiment și eu sunt convins că acolo s-au folosit îngrășăminte. N-aveau cum să se dezvolte în felul ăla un rumeguș gol. Cred că toată lumea a văzut videoclipul ăla cu repicarea de castraveți din rumeguș. Plus că rădăcinile alea o să se adapteze mai greu în substrat. A, uite, de ce spune domnul Edu, vădite cu rumeguș. Haideți că intru pe Facebook după live să văd. Ați postat ceva cu castraveții? Și dacă da, e asemănat în rumeguș, ați folosit ceva îngrășăminte până la repicare? Deci Tom și bobchetul sunt cele mai vândute roșii pentru culturile de roșii de câmp.
și rotundele determinate. Auziți, domnul Edu, puteți să sunați, aveți un număr de telefon acolo, nu m-am gândit până acum, să ne spuneți cum procedați dumneavoastră. Ne dați toate detaliile despre castraveții ăștia în Rumeguș. Mă faceți mâine de mă duc să caut rumeguș, eu nu am, să semăn și eu rumeguș. Mi-a fost frică să încerc, am văzut și eu videoclipul ăla de pe YouTube. Dar n-am încercat. Bine, eu sunt sigur că s-a folosit îngrășăminte acolo, pentru că aveam și bruză adevărată. Domnule, sunați. Aveți un număr sus în chat și ne povestiți mai multe despre cum faceți dumneavoastră lucrurile. Și lăsăm și o direcționare către Facebook-ul dumneavoastră să vă viziteze cei care sunt pe chat. Ce credeți, semăn în uniform? Haideți să mai pun una ca să termin semințele din farfurie. Cred că se merg la telefonul ăsta, nu? Să ne spuneți și nouă, domnul Oleg, ce hibrizi cumpărați cu toleranțe mai mari. Și să păstrăm aici legătura ca să ne spuneți și rezultatul la sfârșitul sezonului, să vedem ce note le dați. Ne confirmă și doamna Andreea că au mers bine castraveții. Semnați în Rumeguș. Deci, majoritatea ați încercat. Eu n-am avut curaj. Domnule, cu ce virus aveți probleme? Poate vă recomandă domnul Titel. Bună seara, domnul Florin, Inu Leathercraft. Cum merge treaba, domnul Florin, a semănat? Eu cred că pe portofelul dumneavoastră v-ați gravat un ardei iute. Ia uite, să ne sune domnul Edu. Să trăiți, domnul Edu. Să fiți binecuvântați de Domnul Iisus, tati. Place ceea ce faceți. Muncă, nu muncă, glumă. Da, muncă, nu caterincă. Toți agricultori în perioada asta, vă spun, dar toți, duc o luptă, în primul rând, cu frigul, al doilea, cu semănatul, cu repicatul. Adică că nu plantează toți acum și nici nu seamănă. Suntem noi ăștia mai cei grăbiți. Care au centrale, cei care au centrale și au investit în sere și în, adică, bineînțeles, solarile, socotim sere, cele care sunt încălzite. Deja unii, am vorbit cu ei, au răpicat roșiile. Eu am pus castraveți pentru prima dată. Adică vă spun cum îi pun. Pun turbă în lădiță.
pe sămânța de castraveți pe deasupra și după aceea pun niște rumeguși, îl ud dinainte și îl presăr așa puțin pe deasupra, îl nivelez, dar nu foarte... Practic nu sunt semănați în rumeguși, rumegușul îl puneți doar deasupra. Ascultați-mă, am semănat și în rumeguș direct și merge. Deci am dat... Da, mai confirmat cineva în chat. Deci eu am văzut pe YouTube semănat așa în rumeguș, îi desfăceai de acolo, prima dată așa am semănat. Merge de minune, dar dacă am turbă, ce mai mă complici, știi? Și rumegușul e bun deasupra că nu strânge ca turba, știi? E răsar și rumegușul ăla răsar foarte ușor, că rumegușul nu se strânge așa cum se strânge turba. Nu se presează, știi, când uzi. Răsar foarte repede, bag în, am incubator, v-am spus eu, așa, am incubator mare, 3x3 cu 3 înălțime, îi bag în incubator, îi țin la 25 leuștean. Îi țin la incubator, după câteva zile răsar, ei de acolo, i-am răpicat în dalea de 24 și de 28 am pus, am zis cu ideea că îi pun în pământ direct, dar cineva mi-a sugerat ideea să îi pun în alveole din astea de, cum îi zice, am luat cuburi din alea de 9x9 cu 9 și 5 și chiar astăzi am răpicat jumătate din ei, e o muncă mai greoaie. Și vreau să-i mai țin încă vreo 3 săptămâni, pentru că dacă îi bag, vreau să-i bag odată cu roșiile în seră, că eu deja am început să încălzesc terenul, l-am adus de la 10 grade, am undeva la 12 și pe fiecare săptămână capătă cât un grad, o vreau să-l aduc la 15 grade, că am conducte prin pământ, nu la suprafață. Prin pământ la rândul de roșii, nu fie la... La 40 de centimetri în pământ am, într-un solar de 10 metri, am 4 conducte pe parte, 4 pe parte, lungime de 120 de metri, am 1200 de metri, acolo e încălzit și am o centrală pe lemne și una, un viadus pe lemne și o centrală pe rumeguș. Și bag căldură în pământ, voltăm temperatura să aducem undeva la 15 grade, și bineînțeles, în timp picurare, fertilizez terenul tot, în timp picurare, pun folie și pun salată. Și printre salată pun roșiile și castraveții. M-ai înțeles? Salata în 3 săptămâni, maxim o lună de zile să faci, o ducem la piață. Și rămân castraveții și roșiile, le legăm. Avem sobe și pe lemne. Am cracă de salce energetică, am lemne de fag, am lemne de brad, avem lemne de salcâm, avem lemne și am mai făcut și, m-am spus eu, o sobă pe ulei ars. Foarte bună, asta e. Eu nu cred că am văzut mai multe lemne la cineva în ogradă decât la dumneavoastră. Avem, ce să ne... Adică... Cum vă găsesc oamenii pe Facebook ca să vadă și de ce faceți? Cristiedu, da? Deci căutați Cristiedu pe Facebook, Câmpul Mușel. Da. Poate să se uite, adică nu mai pot să accept prietenii că am peste 5.000 și nu dau voie pe Facebook. Să vadă că aveți multe live-uri. Avem sobe, tati, ca să faci o sobă foarte ingenioasă din butoaie de 200, decupate capacii, sudate unul de altul, chiar acum am lucrat zilele astea la una, o sudez 10 butoaie, în partea cealaltă decupezi butoiul. 10 butoaie unul în continuarea celuilalt? Da, și în partea cealaltă rămâne capac și ai coș la el și scot racord din ăla flexibil de inox. Am pus ala de 200 să nu se înfunde, înțelegeți? Da. Și așa. Și în partea cealaltă n-am mai făcut grătar jos. Am lăsat doar găurile de la capacul, de la butuiul care le are, găurile. Am văzut că are două găuri. Da, pentru tiraj. De umplere. Ălea le-am lăsat doar atât. Și am decupat butuiul aici sus, am prins alt butui care i-am tăiat capacii, l-am prins acolo cu perforante de alea de tablă, am pus vată minerală, de aia bazaltică care nu ia foc și
în jurul lui și deasupra am pus un grad din ăla de tablă cu vată bazaltică și alt butoi de copac intră exact în ăla ca o garnitură. E sus pe el un pietruș, știi? Da. Dai ăla jos, am băgat cracă de salce, bag niște lemne de alea de brad, bandaje de alea, după aia bag lemn de fac și mai groase și așa. Așa și îi dau foc pe gaura aia mare și după aia închid gaura mare și las gaura aia mică. După gaura aia mică ține 8 ore căldură, nu vă spun, tati, două căldură butoaiele alea 8 ore, dar nu-ți povestesc. Auziți, dar nu mi-a scris nimeni în chat dacă se aude domnul Edu. Eu am pus da. Microfonul acolo. Ce se audă? Dacă vă aud și dânsii pe dumneavoastră, că am pus un microfon lângă telefon. Eu am băgat numărul ăsta, dar am sunat pe ăla, dar nu răspundea și am sunat așa, după aia. Păi nu răspund pe numărul meu acum, că v-a zis că eu am vorbit cu domnul nu, de acum. Nu, am sunat pe numărul care l-ați afișat acolo. Aha. Păi și ăsta este numărul, că... Păi da, ăsta e cu 923 la urmă. Da, da, da. Și spuneți-ne deci, puțin despre roșiile pe care le puneți. Deci, alea 4.000 de fire, dumneavoastră le plantați. Da, Tiriana sunt cele mai gustoase roșii din Europa. Nu există soi mai gustos ca ăstea. Poți să pui și toate soiurile de roze, de ce oi vrea tu pe fața pământului de la Florian. Am încercat 70-80 de soiuri, nu. Am pus așa o... 100 de semințe de alea de profit, Liguria, am pus 500 de fire, mai caută oamenii să uită la formă, dar nu că gust. Așa, am pus Bendida de alea galbene, da. Bendida de alea galbene, sunt și alea gustoate și foarte productive și cam astea. Și am mai pus Optima. Optima sunt foarte gustoase, dar problema e la ele că la etajul 3-4 încolo începe să facă capac verde, și. Da, da, da. Da. Și vreau să pun castraveți și astea și dacă e pentru programul de tomate, am lângă mine încă un solar care e pe terenul la cineva, am făcut contract de arendă de anul ăsta care a trecut pe el, ca să pun la el acolo unii și să fac pentru programul de tomate, știi? Deci, programul nu puteți să-l faceți și la dumneavoastră, că vă încadrați de minune cu, ca și termen. Poftim? Nu puteți să-l faceți acolo, că aveți 1200 de metri. Am, dar vreau să pun cel puțin 600 de metri, poate 700 cu castraveți. Am înțeles. Am 2000 de fire de castraveți. Și castraveți? Am pus castraveți din aia cu cod. Deci codul de la semine, nu? Codul de la semine, da. Și am mai cumpărat acum niște chimbre. Am luat semințe acum de, nu vă spun, de 140 de milioane. Am luat porumb zaharat, am luat spirit, am luat mai multe, royalty... Royalty am luat un sac de la 200.000 de semințe. Ăla am dat 37 de milioane. Am luat porumb zaharat în 120.000 de semințe. Am luat tot felul de semințe, roșii, ardei, vinete, tot. Da, domnul Edu face și răsa de vânzare. Cultură și da, răsa de vânzare și da, mai mult. Și răsaduri. Eu, adică, cum să vă spun, tati, eu vă dau răsaduri bune. Pentru că știi care e problema? La răsat, dacă îi dai omului calitate, omul mai vine. Dacă i-ai dat cantitate, omul nu mai vine. Și din ce cauze, nu-l bă, m-a păcălit ăla, mă duc să mă păcălească ăla. Eu de la an la an am crescut în răsaduri, din ce cauză? Pentru că am căutat să le dau oamenilor. Ia spuneți-mi, ce semințe folosiți la răsaduri? Alea am înțeles, de plantați dumneavoastră, Liguria, Portento... Ce semințe? Da, la răsaduri. Păi, de exemplu, pun Rilariana, pun la ardei, pun mai multe suri. Am luat Maradona, am luat... Pun și din ăștia, dar... Ascultați-mă, pun și din ăștia, dar eu pun și răsaduri bune. Și când vine omul, zice, vreau și eu 20 de fire de ardei gras. Îi dau, de exemplu, 10 fire de alea sau 15 fire de alea, îi dau și 5 fire de alea hibrid. Nu mă interesează că eu am plătit mai mult pe ele. Omul când vede ce face, sau la vinete. La vinete îi dau Mirval, îi dau Aragon, adică îi dau vinete bune.
Știți din ce cauză? Omul, interesul lui e să răsadurile alea puține care le-a luat și el face acasă și vecinii lui care a cumpărat răsaduri de alea de duzină, de 20, 30, 50 de bani, îmi vede, zice, bă, de unde ai luat răsad? De la ăla. La anul ține minte și vine și ei. Eu așa am câștigat clienții de la an la an, pentru că am căutat, mai ales la castraveți. La castraveți, dacă le pui hibrid și le dai la oameni, ascultă-mă, al doilea an, nici nu trebuie, vine ei singur. Da, domnule, eu știu treburile astea și le spun mereu aici pe canalul ăsta de YouTube. Mă interesează la ardeiți, pune și soi și hibrid, a spus, da? Ce soi îl puneți? Păi, la ardei am luat semințe din astea. Ați văzut că vin de la plicuri de alea, nu mai știu să le spun acum, dar oricum sunt scumpicele, nu sunt foarte ieftine. E și alea 60-70 de lei un plic, nu e de cu alea. Și roșiile când le plantați astea pentru dumneavoastră în solarul ăla cu căldură în pământ? Peste 3 săptămâni când să fac și castraveții. Am înțeles. Da, peste 3 săptămâni, că de asta nu m-am grăbit. Și să mai duce și din frigul ăsta, mai trece și din perioada iernii, adică când bași căldură la castravet trebuie să-i faci 15 grade în sol, să ai 18 grade noaptea, trebuie să-i faci 18 grade noaptea și să-i... În aer, da. Și separ cu o folie între castravet și roșii, roșiile suportă temperatură ziua mai plăcută, castraveții merge și la 30 de grade, nu se întâmplă nimic. Ai înțeles? Da, da. Castravetele iubește foarte mult lumina și căldura. Păi da, e primul an. Auziți, cam cu duș și întors, că am avut un val de frig, am văzut că la sfârșitul săptămânii viitoare se încălzește, dar s-ar putea să mai vină, că iarna nu s-a terminat. Nu mă interesează, tati, nu înțelegi că bag energie, nu mai... Când i-am pus în pământ, noi stăm să ne uităm că e 20 de grade minus afară. Nu, tati, băgăm forță. Am tun pe motorină. Îi dau pe motorină, îl țin pe 25 de grade, 30 de grade, nimeni mai trezea, poți să consume cât o vrea ce... Păi nu sunt date, adică... Consumul nu mai contează dacă... Nu contează. Contează că ești cu marfă. Gândește-te că vinzi primele 2-3 tone de marfă în care ți-ai scos banii pe toate. Păi, și dacă se mai dă programul de tomate, îți vine banii pe subvenție, ți-ai spus banii pe energie, nu e. E cu subvenția e un pas bun pentru toți, înțelegi? Dar unii, știi care e problema la unii? Le pune dese, le cârnește la două etaje, le trage un etril de la, le pârlește, le coace și cu asta, păi era aia de la Daj Olt, de la aia, de la Direcția Agricolă Olt, era filma la unii într-un solar acolo și făcea ei tam-tam pe acolo și în spatele lor era roșii licuate, într-adevăr, dar vrejurile erau uscate, ziceai că e la Cernobâl. Bă, tati, ascultați-mă, toți avem roșii și toți mâncăm. Ce mâncăm? O travă? Păi... N-am fost atent, m-am dus după alveolă. Ați spus și zona unde se întâmplă lucrurile astea? Da, Olt, era cei de la Daj Olt. Era un reportaj pe agrointeligența. Am înțeles, da. Da, era un reportaj, era vrejurile uscate și avea roșii coapte. Păi, și eu înțeleg să se coacă roșiile, dar să fie și vrejurile verzi, nu? E trel la... E trel în doză de 30 de mililitri la 10 litri de apă. Stropește vrejul, nu? Ia ascultați-mă, știi ce ar trebui să se facă? Să se dea pentru toate legumele subvenție primăvara, ce scos din seră încălzit, nu așa duc programul până nu știu când că a fost frig. Nu, te povești. A fost frig, ai fost puturos și n-ai vrut să faci investiții și să faci nimic. Să se dea pentru căldură și pentru investiții care, pentru castraveți, pentru vinete, pentru ardei, da, pentru roșii. Să se dea pentru mai multe culturi, nu numai pentru... Să se dea pentru mai multe culturi câte 3.000 de euro, dar nu pentru suprafață, pentru producție. Tati, pentru producție. Păi tu la 1.000 de metri de roșii, tu garantat, dacă se dă pentru producție, nu să le mai pui nici dese, nu să le mai dai nici cu etril, pentru că tu trebuie să scoți la 1.000 de metri cel puțin 7-8 tone de roșii, 10 tone.
Mai înțeles? Da. Dacă pui hibrizi, ăia olandezii, poți să scoți și 20 de tone. Mai înțeles? Păi eu pot să vă spun că Riana le-am dus la 15 etaje, mă crede cineva? Eu am dus Riana la 15 etaje. Riana! Nu mai spun soiuri olandeze care pot să optima, de exemplu, pot să lucrez pe ea s-o duci de primăvara până de zăpada. M-ați înțeles, da, nu? Astea bulgărești au capacitatea asta și eu am dus Rila la 19 etaje. Rila e o roșie foarte... Dar ce semene așa de stat îi bagi acolo la greu? E pătrunjel, să fie bogat. Răbici? Da, îl mut în pahare mai mari. Îl pui pe rânduri. Nu, eu nu, eu îl fac răsat de vânzare. A, pentru răsat de vânzare, da. Răsat de vânzare. E bun. Eu am pus așa, tati, am luat și pătrunjel, să am pus, am solarii multe, am dalea demontabile, am 2 hectare de solarii. Și terenuri afară. Am văzut, eu v-am spus că eu vă urmăresc, știu toate... Ce să, da, muncim, agricultura e grea. Ce să vă spun, agricultura e grea, eu vă apreciez... pe toți agricultorii, eu urmăresc pe YouTube pe toți care postează, îi sorb și nu sunt invidios pe nimeni, poate să puie și să iei o muncă astiduă. Care munciți mai mult ca noi, practic. Eu sunt în asociație cu toți, tati, nu sunt așa. Așa trebuie să fim cu toți în asociație, da. Da, așa, dar sunt în asociație, adică... Să ne împărtășim micile secrete pe care le descoperim și să formăm o comunitate, nu să ne... Asta e, prin asta progresăm ca țară, până la urmă, că dacă o luăm pe partea cealaltă, uite, de exemplu, acum eu de la mine tai mărar din solar, îți vine de crezi, am tăiat mărar tot timpul de la mine din solar, mă crezi? Acum acum 2 săptămâni arătați mărarul. Da, 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 l-am tăiat de anul nou de tot și acum a crescut altul. Tot din ăla, a dat din nou și a crescut, ta iară. Auziți, la ardeiul gras ce hibrid folosiți? Că am vorbit de soiuri și nu mi-a spus hibrid. Am pus ăștia, piedone. De ce? Că se face galben și dacă lasă și înroșește, se face roșu frumos, știi? Uh-huh. Știi? Pe piedone, piedone. Ca, nu cam scumpă sămânța, îl vindeți dumneavoastră? Nu mă interesează, tati, n-am eu treabă, e scumpă, să nu mă întreb cât e sămânța, nici o sămânță să nu mă întreb, că nu știu cât e. Eu cumpăr, mie îmi trebuie o cumpăr, m-ai înțeles? Dacă îți trebuie un lucru, dacă stai să te uiți cât costă și cât și începi să a cărcota și să trasă, nu mă... Păi, da. Bine, acum eu cred că ar fi greșit ca sămânța să coste 1 leu boaba și dumneavoastră să vindeți răsadul cu 1 leu sau cu 1,50 lei. Sub 2 lei nu-i dau. Eu răsadul sub 2 lei nu-l dau, tati. Nu-l dau. Când, rămâne, tati, când da. Rămâne la urmă de tot, atunci bag o ofertă de 2-3 zile și la revedere. Nu-l dau sub 2 lei. Gata. Cine vrea pune, cine nu, salut. E, că care-i problema? Nu îl dau. Eu nu pun soiuri, eu nu opresc sămânță de la ardei să pun acasă, eu nu opresc sămânță de la nimic. Eu toată sămânța e cumpărată de la firme care, îmi dai seama, sunt trecute până institute, până alea, până fel și fel, nu sunt semințe de duzină. Da, 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 am înțeles. Asta promovez și eu, să cumpărăm semințe recoltate de profesioniști, să folosim hibrizi că sunt mai productivi și avem și hibrizi cu gust care... Dacă vrei să ai... Dacă vrei să ai câștig și profit la răsaduri și la astea și să ai clienți tot timpul, respectă-ți clienții. Dacă i-ai spus că i-ai dat castraveți hibrid, păi dă-i hibrid. Dacă i-ai spus că i-ai dat roșii cu tare, păi dă-i roșii cu tare. Păi îi spui că îi dai roșii galbene și tu îi dai roșii cine știe ce panorame. Da, la mine nu se întâmplă lucruri, bune. Sunt foarte atent. Nu, dar vreau să spun, înțelegi? Lucrez foarte responsabil. La voi sunt și mulți și e și concurență mare, înțelegi? Dumneavoastră este singurul în zona acolo? Da, eu sunt singur aici, pentru că în județul Argeș, nu știu dacă sunt numărați pe degete 10-15 care produc, dar poate pe partea de sud al județului sunt mai mulți, dar la mine aici, la zona Ocel, eu sunt singurul care produc răsaduri. În rest sunt vreo 50 de aici care cumpără și vinde, dar nu mă afectează pentru că ei le dă cu un preț, eu lucrez sub prețul lor,
Ei, dacă le cumpără, trebuie să țină de preț, eu pot să lucrez și sub 2 lei. Nu e problemă. Și nu e bătut prețul în cuie. Țelină, de exemplu, am semănat prinț și azi am pus la încolțit. Eu sămânța de țelină o pun în apă, o las 2 zile în apă și după aceea o semăn în lădițe și după 9 zile, când o țin în incubator, după 9 zile iar răsare și o scot afară, o pun pe pat, știi? Și după aceea, după ce se face răsadul după o lună și un pic, așa, îl răpic în alveole de alea de 70. Auziți? Și azi am pus mentor. Da. Mentor am semănat și eu săptămâna trecută și a răsărit. Deci astăzi... Răsare taticum, răsare 9 zile, spun eu. Acum vă întreb și eu, dacă îmi permiteți. Dacă o puneți la înmuiat în apă, după aia, cum le mai presărați în lădiță? Pentru că ele sunt tu de se lipesc între ele. Cum le mai presărați? Ce, tati, pui sămânța în rumegu și într-o găleată de aia și o frec bine și gata, o semă. Mi semă în rumegu și o la peste tot. Da, gata. Ai înțeles, nu? Păi vrei să semă ridichi de lună matematic 150 de ridichi la metru pătrat? Vrei să semeni? Iei un cazan și cât am solarul? Am solarul, să zicem, de 100 de metri. Îl împart în 4, împart la 50 de metri. Am pus 4 găleți de rumegu și am pus ridichi acolo, s-o cotesc. La 1000 de metri vreau să-mi iasă 150, mie îmi trebuie 150.000 de semințe, da? Da. 150.000 de semințe, le împart, le pun în cazanul ăla, balbotez bine, frec bine rumegușul ăla, tot împart în gălețele alea și fiecare găleată o dau pe porțiunea care trebuie. Atâtea ridichi țieță la metru pătrat, ordonat și aranjat peste tot. Nu trebuie nici o mașină de semănat pe fața pământului. Cea mai bună. Le întrece pe toate. Și după aia pui gunoi de graș peste ele și forță, tati! Vă vând secrete. Da, asta chiar este interesant. Foarte interesant. Cu rumegușul și cu ridichile, dar sunt convins. Vrei să-ți răsară morcovul 100%? Iei sămânța, o ții 2 zile în apă, o iei din apă și o pui cu rumeguș undeva la să nu bată soarele în ea și după aia te uiți după 4, 5, 6 zile, te uiți când începe să-i dea colțul la sămânță, iei rumegușul ăla și la fel îl dai păstrat și semeni păstrat morcovul. Și ți iese garantat 100%. Și așa faci și cu mărarul și cu toate. Le pui la încolțit, adică la preîncolțit prima dată și după aia le pui sămânța, o pui într-un sac de rafie și după aceea poți să o semeni și cu mașina. Nu amestesc cu rumeguș, lași o leacă să o ia vântul să așa și după aia poți să o semeni cu mașina, cu ce vrei. Da, eu asta l-am înțeles. O semeni direct încolțită și nu mai stă să-i dai tu 7 zile apă la teren. Când ai pus și ai dat apă 2 zile, dacă eventual ai pus un agril peste ea ca să țină umiditatea și după 2-3 zile ai dat agril la o parte s-a răsărit mărarul 100%. Vă vând secrete, tati. Eu n-am înțeles treaba asta cu pusul armuiat a semințelor, după care le lasă să se zvânte. Uite, pătrunjelul ăla al tău, ăla bine, că acolo bagi în incubator, n-ai treabă, nu e problemă, înțelegi, da. Ar trebui... Ăla... Eu prima dată îl pui în apă și după aia îl pun într-un sac de rafie și îl bag în incubator. Și când văd că dă să răsar, atunci mă duc și îl pun pe teren direct. Puneți pe teren, da. Direct pe teren, îl semăn cu mașina direct pe teren, încolțit, are un pic colțul câte unul nici colo și după aia el, într-o săptămână dau cu ierbicii, dau de exemplu cu Dual și cu Challenger. Și n-am treabă cu buruian, cu nimic, adică totul ca la carte făcut. Am înțeles. Da. Spanacul la fel îl pun la încolțit când văd că i-a dat colțul așa. Ridichea nu trebuie pusă la încolțit pentru că aia răsare foarte repede. Domnul Cristian Edu este un interlocutor, era pe chat și a sunat să ne povestească despre culturile dânsului. Îl găsiți pe Facebook Cristi Edu. Da. Dacă vrea cineva să vină, să vadă,
Eu am încălzire în solarii băgate în 5.000 de metri de solarii prin pământ la 40 de centimetri adâncime. În orice solar unde vreau să semăn, prima dată mă interesează să aduc terenul la 14-15 grade, pentru că atunci când ai pus ardeiul, vânăta, roșia, indiferent ce plantă, castraveții, să nu se bolnăvească de la sol din cauza că ia du-te tu și stai cu picioarele pe gresie, da, să fie rece. Și ea bagă căldură prin din pardoseală, să vezi după da, aia. Da, păi nu te-ai mai dezlipit. Așa e și planta. Așa e și planta. Dacă simte că are solul cald, ea se dezvoltă foarte armonios. Dacă nu, era un domn din București, la vreo 65-70 de ani, și zice, domne, am un proiect, vreau să-l studiez cu dumneata, pentru că te-am urmărit pe televizor, și zice, domne, dumneata, ai capacitate, dar vreau să-ți dau proiectul dumitale să-l faci, să-l implementezi o seară, așa ca la carte. Și stând de vorbă cu el și mă întreabă, zice, domnul Edu, dar cu ce? Cum încălziți era? Și am spus, domnule, uitați, prin pământ la 40 de centimetri am băgat conducte și salt temperatura la așa și după aceea fac căldură pe afară. Când am pus plantele, pun direct ele în mediul lor, pe pice. Zice, nu mai stau de vorbă, nu vă mai dau nimic, a zice, asta e ideea, domnule. Așa mi-a spus. Dar auziți conductele alea din pământ, din ce sunt? Ce material? E din ăla de pași cu pardoseală, furtun din ăla. Am furtun, am centrala în capătul celălalt, am pompă de recirculare, pompă de aia, grundul de aia, în partea aia acolo și am pompă de recirculare și duce pe toată rețeaua asta. Nu contează că la mine terenul urcă și după aia coboară și n-ai treabă, să aerisește și ea își face circuitul. Direct furtunele de încălzire prin pardoseală. Vază de expansiune, tupape, tot ce trebuie, ca la centrală, da, nu? Ca la casă. Tati, poate mai vrea să sune cineva, vă las, da, vă pupă, tati, să fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Ce să vă zic, agricultura e muncă, dar mai mult decât toate, peste toate lucrurile astea, gândiți-vă și la Dumnezeu, tati. Că într-o zi ne întâlnim cu el și ca să ne întâlnim cu el trebuie să ne pocăim. Dacă ne ducem în ea, putem să stăm așa, să fumem, să bem, să facem lucru care ne place lui Dumnezeu, dar să știți că ajungem în ea. Ca să ajungem în cer, trebuie să ne pocăim. Vă pupă, tati! Sănătate, mă! Forță! Sănătate, forță. Și spor la treabă acolo, să aveți temperaturi bune și să nu aveți probleme cu culturile. Sănătate! Da, a fost domnul Edu, pe care îl găsiți și pe Facebook, Cristi Edu. Dânsul nu mai poate să accepte prietenii, a spus acum, are deja 5.000 de prieteni. Mă uit puțin în comentarii înapoi. Nicoleta Stoica, uitatea la seama m-a făcut să mă apuc de produs de saduri, cumpăram saduri și nu eram mulțumită. Fără saduri aproape numai din semințe hibrid. Ce casă aveți să punem în câmp? Am primit eu anul ăsta niște semințe pentru test, sunt recomandați pentru câmp. Avela e fulu, se numesc. Avela cu 2 de L. Îl găsiți pe Google. Petre Bulpă, da, mulțumim. Eu deja am luat Bibic, 5.000 de semințe și Silverado, 2.000, asta pun de 3 ani. Da, Bibic seamănă și domnul Lachititel. Este un hibrid bun de ardei gras. Domnul Ritel Cristian, nu e primul an cu încălzirea 40 de centimetri pentru domnul Edu. Eu îl urmăresc de vreo 2 ani de zile pe Facebook. Însă are un talent, așa e. Face niște postări care pe mine m-au prins. Dar intrați pe Facebook-ul și vă uitați să vedeți în ce fel postează. Da, n-am terminat nici pătrunjelul ca să schimb un pic. Mai am câteva semințe. Eu o să termin mâine dimineață de semănat, după care le duc în răsadniță pe toate. Iar a pornit aerotermă, înseamnă că sunt cel puțin minus 3 grade afară. Nu am buciul de asta.
Busuioc roșu. Eu am și busuioc cu verde pe masă, dar nu să-l semăn acum. Nemeto, semiorto sementi, da? Este un busuioc cu frunză foarte groasă, foarte, foarte frumos ca plantă. Pentru că mi-a spus și mie un prieten că busuiocul roșu este mult mai rezistent la putregai, la umiditatea asta pe care o avem acum în solare. Și seama și eu pe ăsta primul și pe cel verde probabil peste vreo două săptămâni. Cam în fiecare n-am avut probleme cu busuiocul. Astea sunt și mai mici. Și sunt și negre, nu se văd. Asta este semănarea care îmi place cel mai mult. Ai spor, imediat faci un tank de alveole și se vede că ai făcut ceva. Da, domnul Ionel Lovan, pătrunjelul le pică în pahare de 7x7x8. Paharele acelea negre, pătrate. Le folosesc pe alea negre că modelul pătrat, pentru că se așează foarte bine în lădițe și se manipulează foarte ușor. Da, dar probabil că o să vă apucați și dumneavoastră de treabă, domnul Master Tib. Este perioada în care cam toți producătorii încep să semene. Eu m-am grăbit puțin anul acesta și cu roșiile, dar v-am zis, m-am folosit de liberele pe care le-am avut. Dar de acum încolo, cu siguranță o să semene toți. Mihai Sorin Avram. A mai fost o întrebare de genul mai devreme, am sărit-o din cauza domnului Edu, numai puțin să urce mai sus și o să vorbim și acum despre cei trei factori. De fapt, eu o să vă spun din experiența mea cum procedez eu și să știți că în materialele mele se găsesc informații, dar nu sunt cuplate, dar nu sunt exact așa cum ați dorit dumneavoastră. Dar în fiecare material am menționat. Deci, domnul Mihai Sorin Avram, cei trei factori determinanți ai răsadului sunt temperatura, umiditate, lumină. Când faceți niște postări, strict pentru fiecare ați, după cum menționări în postări, dar nu strict pentru cei trei factori. Bun, haideți să vorbim în primul rând despre temperatură. Eu toate răsadurile le germinez la 25 de grade Celsius, da? Fac și o pregerminare, dar nu o luăm în calcul acum. Pregerminarea la mine înseamnă ținerea alveolelor în casă, unde am 23 de grade constant, pe un raft metalic sau stivuite într-un colț acolo. Eu am și o problemă cu... Am un băiețel de 3 ani jumate, care nu înțelege că nu trebuie să umble acolo și mai umblă. Da, pregerminarea înseamnă câteva zile ținute în casă. În funcție de ce semăn, tot timpul le scot înainte să răsară sau când apar primele semne de răsărire și le duc în răsadniță. Alveolele pe care le bag la pregerminare le semăn după ce umplu răsadnița la câteva zile. V-am zis, am așa un program bine stabilit din experiența mea, ca să pot să duc alveolele care răsar în răsadniță, da, să le mai țin câteva zile în răsadniță, să se completeze germinarea. Semăn semințe destul de scumpe și am nevoie de o germinare bună ca să rămân în costuri bune ale semințelor. Da? Dacă cumpărăm semințe de 20 de bani și avem germinare
germinație de 50%, sămânța s-a făcut 40 de bani. După ce germinează semințele, în funcție de ce am la pregerminat, le scot din răsarniță și în principiu le scot după ce alveola este completă sau iau eu decizia că bă, aici nu se mai răsară nimic. Le scot în patul mic de jos. În patul mic de jos, o să postez mâine seara un videoclip și o să înțelegeți mai bine. În patul mic de jos reușesc să fac o temperatură de noapte de 10-12 grade minim, da? Dacă avem afară minus 10 grade, eu acolo obțin 10-12 grade. Este un pat mic pe care îl învelesc pe timpul nopții. Deci am metri cu puțin de încălzit. Are 18 metri lungime și 1 metru și 10, cred, lățime. Și ca înălțime are 40 la o laterală, pentru că este în plan înclinat, și 20 la cealaltă laterală. Acolo mai stau încă o săptămână ca să se formeze frunzele de răsărire bine, după care le mut în patul mare, unde am pus polistiren pe jos. Anul acesta am reușit să pun polistiren pe jos. Deci polistiren extrudat de 2 mm. Și acolo, dacă este nevoie, deci am natural 5-6 grade. Bine, nu vorbim de o temperatură de minus 10 grade. Cum a fost săptămâna asta, am pus o aerotermă și acolo. Dar fiind spațiu foarte mare, nu reușesc să încălzesc pe tot la 10 grade. Dar în perioada asta îl compartimentez. Dar nu îl încălzesc pe tot. Încălzesc decât zona unde am răsadă. Pun o folie separatoare, deci micșorez spațiu și pun o aerotermă și acolo. Și încălzesc acea zonă. Săptămâna asta am reușit să țin între 8 și 10 grade. Mai mult 8 decât 10, da? Deci plecam cu 10 seara și dimineața ajungeam pe la 8 grade. Umiditatea. Eu nu reușesc să controlez umiditatea în solar pentru că nu pot să cresc temperatura foarte mult în tot volumul solarului. De exemplu, astăzi a fost o zi a ușilor închise. Am dat drumul la ventilator, am aprins două focuri pentru că trebuia să dezvelesc plantele, să le asigur lumină. Dar nu a reușit să scadă umiditatea. Deci astăzi am avut umiditate în jur de 90% în solar. Dar am foarte mare grijă cu udarea. Da? Las să se usuce foarte bine substratul înainte să ud. Este o modalitate de a controla umiditatea. Mă uit să văd dacă s-a întrerupt live-ul, nu s-a întrerupt. La mine aici se întrerupe mereu, nu știu ce se întâmplă cu telefonul ăsta. Deci v-am spus, eu umiditatea o controlez doar prin udări și aerisiri. Dar sunt zile când nu pot să deschizi ușa și să lași ventilatorul să meargă, să facă o aerisire completă în toate colțurile, în toate, da, să facă o recirculare a aerului proaspăt de afară. Dar, de exemplu, mâine este soarele și mâine o să stea toată ziua ușa deschisă cu ventilatorul pornit și o să scadă umiditatea undeva pe la 70-75%, ceea ce înseamnă că este bine și mâine fac și udări. Exact, dar numai acolo unde trebuie. Deci eu ud și o jumătate de alveolă. Dacă am o jumătate uscată, pentru că în zona aia a avut curent de aer sau eu știu, a avut lumina mai bună, ud doar acolo. Deci sunt foarte atent la udări. După care, lumina. Care mie îmi lipsește cu desăvârșire. Eu am lumină foarte proastă în curte pentru că sunt între case și sunt umbrit de casele vecinilor și solarele sunt construite aproape unul de altul, am decât un metru între ele.
și se umbrește și unul pe altul. Și am o lumină foarte proastă. Deci eu nu folosesc decât lumina naturală la răsaduri. Eu am niște lumini artificiale, chiar o să fac un material pentru că am populat și solarul din pod unde am lumini artificiale. Și o să le arăt și anul acesta să vedeți ce plante am dus acolo. Dar nu aș putea să le folosesc la răsaduri, pentru că sunt foarte scumpe acele lămpi și mă însemna un consum foarte mare de energie, pentru că consumă foarte mult. Dar eu nu folosesc becuri de astea de interior, becuri pe care le folosim în casă, știu sigur că nu funcționează, benzile LED, am încercat, am văzut despre ce este vorba și nu o să folosesc. Pentru că, e adevărat, plantele nu se lungesc, dar nici nu se dezvoltă corect, pentru că nu au razele UV de care au nevoie pentru a face fotosinteză. Cam asta este cu cei trei factori. Dar o să încerc să exemplific și într-un video cu imagini doveditoare la ceea ce se întâmplă la mine în curte. Aici la Dorohoi este un gel de crapă pietre, deci aveți minus 15 grade acolo. Bună seara, Daniel Abel. Bună seara și dumneavoastră. Pot face răsadele uștean, pătrunjel, cimbru, busuioc pe pervaz orientat est? Pot să am probleme de alungire la aceste plante? Da, este o problemă de la aceste plante alungirea, dar dacă este la est, ar trebui să aveți lumină bună. Doar că pe timpul nopții ar trebui să opriți caloriferul, dacă aveți calorifer sub geam acolo. Pentru că dacă nu scădeți temperatura și plantele o să sesizeze aceeași temperatură de pe timpul zilei, ele nu știu că este noapte și o să caute lumina. Deci o să se alungească pe timpul nopții. Și tot timpul să rotiți paharele, pentru că la geam ele se apleacă după lumină și nu să le învârtiți. Ca să schimbe orientarea. Să se aplece și în partea cealaltă. Înțelegeți ce vreau să spun. Salată? Nu mai semănă salată titele. Salată varză nu mai semănă anul ăsta, pentru că nu am clienți de salată și varză. Anul trecut am dat-o gratis pe toată și nu zic că nu vreau să mai dau gratis, dar nu am spațiu și nu mai mă complic. Ocup câțiva metri pătrați și după cum știți sunt foarte aglomerat. Mihai Sorin Avram, sunt începător de numai 3 ani, anul acesta îmi fac răsaduri singur în răsadniță încălzită electric cu comanda Wi-Fi. Anul acesta am luat semințe și de la banca de semințe din Suceava. Foarte bine ați făcut și eu am luat semințe de la banca de gene din Suceava și am fost mulțumit în primul an. Dar în al doilea an, după ce am revoltat eu semințe din plantele pe care le-am crescut, nu am mai ieșit același lucru. Domnul Mihai Sorin Avram, aveți comandă Wi-Fi la temperatură, dar dumneavoastră nu puteți să aveți comandă Wi-Fi și la deschidere și închidere a răsadniței, da? Adică vă bazați pe controlul temperaturii, care, v-am spus, la mine răsadnița am setat-o pe 25 de grade și rămâne pe 25 de grade până în aprilie. E adevărat că eu fac germinare multă, dar dumneavoastră trebuie să aveți o comandă la deschidere, pentru că chiar și înainte de răsărire răsadnița trebuie aerisită. Da? Nu lăsăm umiditatea de 100% non-stop. Trebuie să mai schimbăm aerul de acolo, că pot să apară mucegaiuri, să apară fungi care să se dezvolte. Da? Deci dumneavoastră trebuie să aveți și pe cineva sau să deschideți în fiecare zi răsadnița, mai ales după ce răsar. Da? Trebuie obligatoriu deschis. V-am spus, eu aprind focurile în solar unde am răsadurile ziua, ca să încălzesc tot volumul solarului, să pot să dezvelesc paturile, să asigur lumină. Deci eu acolo nu încălzesc noaptea. Acum nu funcționează focurile acolo. Funcționează cât răsadnița și aerotermă în patul mic. În patul mare nu am pornit-o, pentru că noaptea asta s-a anunțat minus 3 grade. Și în situația asta o să am acolo
în jur de 8 grade. Să trăiți, domnul Mitel. Bună seara, producătorul Sadul Cătunul Cornești. Ce să mă trecem vreo recomandare? De 2 ani am primit numai din asta, cu crăci foarte mari și frunze rare. Parcă de la Grosem era. Ia să vedem ce vă recomand eu. La cimbru, ia uite ce vă recomand eu. Astea cu crești foarte mari. Dar tot asta am semănat și eu. Eu știu ce ziceți dumneavoastră, că este un cimbru care crește așa frumos, cu frunzele mici, foarte dese. Dar am avut la un moment dat niște semințe de la cineva din sat de aici, la o bătrânică. Dar n-au germinat și n-am reușit să-mi formez plante mamă. Semănăm de asta, o să las, anul trecut am făcut greșeala să, bine, m-am luat după cineva, să le... Să repic cimbru câte două fire și n-a fost în regulă. Anul ăsta o să repic, uite, semănăm acum cimbru, repic cu cub cu tot, să fie paharul mai bogat. Pe nu mi-a plăcut cu câte două fire. Ați folosit lumină specială pentru creșterea sadurilor cu lămb LED? Am folosit niște becuri cu lumină roșie și albastră. Nu am fost mulțumit de ele pentru că eu nu vreau cu un bec să luminez, să cresc o jumătate de alveole, exact atât. Eu am pus becurile un pic mai departe ca să măresc un pic raza pe care o luminează. Și nu am fost mulțumit de ele, dar eu am niște lămpi de lumină artificială Mars Hydro TSL 2000 se numesc. Nu știu, la mine pe canal există un playlist, cum creștem răsaduri în podul casei sau cum creștem răsadurile în casă, ceva de genul, unde sunt videoclipurile cu acele lumini artificiale. Dar acele lumini artificiale fac minuni. Vă spun sincer că anul trecut am crescut răsaduri în pod. De fapt sunt o dovadă videoclipurile de pe canal. Chiar zilele astea o să filmez un videoclip domnul Mihail în podul casei unde am acest solar. L-am populat, am în jur de 1500 de plante acolo și o să vedeți și lumine artificiale și ce plante cresc acolo și temperaturile. Am dus termometrul acela care îmi ține minte minima și maxima. Special am dus acolo, uite că nici nu l-am verificat. Chiar am fost în pod și astăzi, dar n-am intrat acolo în spațiul acela unde sunt plantele. Chiar eram curios să văd ce minimă, dar am uitat de termometru, ce minimă a fost. Dar vedem în videoclip. Deci, urmăriți săptămâna viitoare, o să postez un material din podul casei, din solarul din podul casei. Deci alea sunt niște lămpi speciale pentru creșterea plantelor. Bună seara, domnul Sorin. Grădina lui Kim, când scoți zambilele? La sfârșitul lui ianuarie, 25-30 ianuarie. Asta suntem în 13, parcă, nu? Deci mai sunt două săptămâni aproximativ. Site-ul Temu are lămpi speciale pentru creștere. Drept, am numai 4 metri pătrați de răsadnițe, am să experimentez cu două astfel de lămpi, 130 de lei una. Da, dacă ei spun că vă asigură lumină pentru 2 metri pătrați, dar aveți grijă că lămpile alea de pe Temu, am idee despre care este vorba, trebuie spuse foarte aproape de plante. Și când zic foarte aproape, înseamnă 15-20 de centimetri. Dar din nou, domnul Mihail, este vorba de aerisire, da? Răsadnița aia trebuie descoperită și acoperită. Adică descoperită dimineața, dacă vreți dumneavoastră neapărat să completați lumina cu lumina artificială, nu zice nimeni nu, dar trebuie să le dați aer, da? Este foarte important. Bună seara, domnul Silviu Constantin. Mihai Șova. Domnul Mihai Șova, nu poate să pună nimeni link aici decât eu. Deci nu încercați să puneți link-uri, că nu permite YouTube-ul să pună altcineva decât proprietarul, să zic așa. Deci nu se pot pune link-uri.
Deschiderea o fac zilnic când este soare. Solarul are și folie termică, cred că încep să semăn la 10-a doua. Dacă are și folie termică, nu trebuie să o faceți când este soare, trebuie să o faceți zilnic deschiderea, da? Chiar dacă nu este soare. Despre asta vorbeam mai devreme. Astăzi eu n-am avut nicio rază de soare și am deschis, am dat drumul la sobe și am ridicat temperatura. Dar dumneavoastră, dacă sunt în răsanițe, nu aveți nevoie de sobe, pentru că aveți temperatura de jos, acolo e în regulă. Chiar dacă în aer, să zic așa, la un metru înălțime aveți 5 grade, plantele în răsadniță pe o temperatură de 20 de grade nu au absolut nimic. Nu se întâmplă nimic. Domnul Sorin, cine deschide solare pentru aerisire pe frigul ăsta? Plus 1 sau 2 grade. E adevărat, domnul Sorin, nu deschidem, dar trebuie să creștem temperatura în interior. Trebuie crescută temperatura și eu astăzi, dacă tot am făcut treabă pe acolo, am deschis ușa, cred că de 50 de ori. Și doar pentru că am deschis ușa, tot am făcut o aerisire, s-a schimbat aerul înăuntru. Ventilatorul a mers pentru uniformizare. Master Tip, eu nu sunt nici fermier, nici producător, însă îmi place să mănânc sănătos și în grădină. Mi-am construit un solar din țeavă de PPR cu bare de fier striat de 12 pe interior, care a și supraviețuit zăpezii. Foarte bine. Este foarte frumos că vreți să mâncați sănătos și să vă produce singur legumele pentru consumul propriu. Master, ce temperatură trebuie să aibă solul ca să o pot face? Am sărit o întrebare. Întrebarea mea este, însă, ce solar pot semăna tu fandale ridici să arate ceapă verde dacă fac tuneluri acoperite cu polietilenă? Da, dar este cam târziu pentru semănare direct, adică este temperatura în sol prea mică. Ați avea nevoie de vreo 15 grade pentru germinare, după care poate să mai scadă. Dar puteți să faceți răsad. Porniți plantele în casă și după care le duceți acolo. Le țineți învelite pe timpul nopții, în alveole. Dar, din nou, vă spun că este cam târziu pentru a porni răsadul acum și să-l plantați în solar. Probabil că vreți să puneți roșii în primăvară și o să vă încurce, o să vă întârzie cultura. Cultura de roșii, care ar fi cea mai importantă, după părerea mea. Alin, spuneți-mi, vă rog, la răsat de legume, răsanițe, cu ce fungicid se dă preventiv? Vă scuzați o secundă că... probleme nazale. Dacă pentru domnul Alin, dacă salut Ciuriburi. Da, tu vii mereu cu informații foarte utile. Domnul Alin, dacă semănați în alveole, în felul ăsta, în turbă, n-aveți nevoie de niciun fungicid. Răsanița, dacă este încălzită electric și aveți semănați în alveole, dar dacă semănați pe pat de gunoi de graj, ar fi bine, după ce se încălzește patul, să aplicați un previcur sau eu știu, un merpan, folpan preventiv, să-l stropiți acolo patul, da? Nu alveolele și patul, în caz că sunt fungi pe acolo, să-i omorâți. Previcur, merpan sau folpan. Dar dacă semănați în alveole, în turbă, n-ar trebui să aveți probleme. Domnul
Domnul Sorin, dar la un moment dat ați promovat semănători manuale. Dumneavoastră, tot cu mâna semănați, nu sunt bune sau sunt scumpe? Domnul Sorin, să mai mult o dată la videoclipul ăla. Alea sunt niște semănători manuale pentru semințe drajate și se potrivesc doar la câteva tipuri de semințe. Eu nu pot să le folosesc pentru că, după cum vedeți, semăn foarte multe tipuri de semințe. Deci alea sunt niște semănători care se potriveau foarte bine la petunii, dar știți foarte bine cum semăn eu petunii, nu semăn foarte multe, sunt foarte ok așa cum semăn, ca și timp, ca și manoperă. Și e adevărat, dar sunt scumpe, știu că era vreo 500 de lei una. Ștefan Boscodeala, am plantat roșii anul trecut, dar nu s-au copt toată vara, care putea fi cauza? Domnul Titel, dacă mai ești, am nevoie de ajutorul tău aici. Nu s-au copt. Pentru mine este clar că este o problemă de carență de nutrienți. În primul rând și în al doilea rând poate să fie din cauza hibridului pe care l-ați plantat. Dacă ați plantat un hibrid care este mai pretențios la potasiu pentru coacere, pentru ducerea fructelor la maturitate, atunci cu siguranță asta s-a întâmplat. Bună seara, Ana Maria, tot. Bună seara, tot ferii. Ciuriburii, păi ăștia de la tema au acaparat internetul cu reclame și oameni mai puțin informați comandă când văd prețuri mici. Ciuriburii, și eu am observat că pe orice aplicație intru, mi-apare doar temul, cu toate că n-am accesat niciodată niciun link din ăla. Producătorul s-a dus către noi. Să vă dau eu cimbru când veniți în vizită. L-am de ani de zile tot așa luat de la cineva. Deci aveți cimbru din acela bun. Domnul Mihai Sorin, nu toată lumea are carduri separate pentru cumpărături de genul ăsta. PayPal. Da, nu prea mă pricep, dar mă gândesc că e pentru protecție împotriva fraudelor, nu? Mai am aici câteva celule și nu le las așa pentru că este bustuioc și sunt semințele negre, nu văd. Dar până la urmă temul ăsta este un fost, erau alte site-uri, nu știu cum. Nu vine minte acum cum se numeau. Mă gândesc că e același lucru, s-au cumpărat între ele pe acolo. Platformele astea de vânzări sunt... Se vând. Cumpără una pe alta ca pe pâinea caldă. A fost Wish, da. Cum e la noi cu telefonia mobilă, nu mai știe acum care, cum e, Vodafone, Orange, Cosmoteo, Telecom, s-au cumpărat între ele. Au trecut săptămâna trecută niște copii din ăștia pe stradă de la Vodafone care strigau într-o goană acolo că dau telefoane, fac abonamente. Și am înțeles că Vodafone a cumpărat acta sau nu știu.
Normal, rușile când se seamănă e pentru... Normal, rușile când se seamănă pentru cultura insulară. Ah, deci, în mod normal, când se seamănă roșiile pentru cultura în solar. Conex în 99, da. Eu am fost abonat Conex. Digi a cumpărat acta de mult. Dar nu știu, a cumpărat și Vodafone-ul ceva, a fuzionat cu o altă companie. Orange a cumpărat Telecom-ul. Este ia dracu pe toți. Telefoanele lor că... Domnul Master Tip, roșiile depinde în ce zonă locuiți și ar trebui să știți în mare cam în ce perioadă se poate planta în solar. Ca să plantați roșiile în solar trebuie să aveți minim 3 grade noaptea, da? Să nu scadă temperatura mai jos de 3 grade noaptea. Dacă știți perioada în care ați putea să plantați, vă întoarceți 60 de zile, eu recomand 60 de zile înapoi. Deci, întoarce 60 de zile înapoi și atunci semănați. Dar eu spun 60 de zile la o alveolă de 32, de 28, da? Nu la alveolă de 70 sau de 45. Bună seara, Ana Daniela, Florian Bragadireanu, Viter Cristian. Salut, ferma lui Iordache. Din alt de top. Domnul Mihai Sorin, eu locuiesc în zona Câmpina și pot planta începând cu 15 aprilie. Întoarce 60 de zile înapoi, 15 februarie trebuie să semănați. Da, haideți să schimbăm și semințele. Eu o să-mi completez numărul de alveole pe care îl vreau mâine dimineață. Să semănăm cimbrul ăsta care are frunza rară și e bățos. Nu, băi, Iordache, tu nu ești cu ochii pe mine, tu înveți acum, că anul ăsta parcă văd că te apuci de răsaduri. Să te vedem și pe tine cu răsaduri. Ce faci tu cu răsadurile? Mihai Șova, am trecut din cauza condițiilor meteo, am avut distanță cam mare la internet direct la Havana, iPhone. Ce recomandați să fac în cazul acesta? Să înțeleg că n-a fost lumină bună sau au fost alungite de la nivel de răsad. Am avut și o Havana anul ăsta în solarul experimental și sau demonstrativ și n-am avut distanță mare între internodii. Înseamnă că răsadul s-a alungit puțin. Să repicați în alveolă mai mare, să le asigurați lumină și să scădeți temperatura după germinare. Deci la rușii ne ducem direct în 10 grade. Eu cel puțin așa fac. Mie mi-apare Temu și ferma lui Iordache. Păi ne-a nebunit Iordache cu niște shorturi. M-a pus pe toate platformele, a umplut toate platformele din România cu grădina lui Dan. Vă dați seama că materialul ăla l-am filmat în august anul trecut și l-a postat după 6 luni de zile. Bună seara, domnul Marius Banciu. Domnul Dan, vă urmăresc din toamnă. De atât când asta mi-a luat inima, am zis și voi face și eu răsaturi pentru familia. Am învățat foarte multe. Spor la treabă, doamna Daniela, pentru asta stau pe aici pe YouTube, să vă stimulez să vă faceți fiecare răsadurile în condițiile în care eu sunt producător de răsaduri. Ar trebui să dai drumul la treabă, Iordache, că ai 4-5 solare acolo, în zona asta, știu că locuiești aproape de București, în zona noastră se plantează
la 1 aprilie, deci 1 februarie așa ar trebui să semene roșiile, ardeiul, în perioada asta ar trebui să semene ardeiul. Mamă, cred că dacă semeni tu și faci tu răsadurile, nu mai... Deci pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube o să fie numai ferma lui Iordache. Cred că faci 3 milioane de materiale. Cum a zis domnul Ritter? Mi-apare decât Temu și ferma lui Iordache. Ce sezon acum conform titlului podcastului. Am înțeles, gata, da, mi-am dat seama că de asta l-ai ținut până acum. Marius Banci, e frig în România? Da, e foarte frig, am avut și minus 10 grade săptămâna asta. Bună seara, Octo. A, deci te-ai cumpărat, înseamnă că ești în program. Cine e Temu? A, ne-i la mișto. Cine are bila albă, eu sau ferma lui Iordache? Da, ne rupe Iordache cu videonea ce face, e IT-ist. Nu e IT-ist, dar se pricepe. Se pricepe, am văzut că se pricepe bine la... Auzi, Iordache, de câte ori ți-am spus să nu mă filmez de aproape, că mi se vede dantura și sunt praf în gură? De câte ori? A, gata, mă, de ce te-ai retras-o? Domnul Iordache, spune și nu. Am greșit cu ceva? În toate shorturile alea să văd incisivii aia pe care i-am lipsă. De fapt, să vede lipsa, nu incisivii pe care i-am lipsă. Master timp, ardeiul cu cât timp înainte de plantare și așa mai. Eu la ardei recomand chiar 80 de zile. Titele, tu de care cimbru ai semănat? Tot de ăsta de agrosel? Domnul Sorin, a venit cu 3 camere, cu lumini de studio, adică pe aparatură, cu tehnician în spate, deci nu așa terchea berchea. A făcut la mine în curte aici studio de televiziune. Sunt cârle și dinții de smarald, dacă aveai, nu scoteai vorbesc. E, na. Te-am mai băgat una mai devreme, nu mai simți tu, ori n-ai fost pe live. Da, Titel mă ceartă mereu că fumez. Spune-mi și nouă, te rog, de... Cimbru, ce semințe de cimbru sementul? Ai de alea bune sau tot astea de agrosel sau de altă firmă? Dar v-am spus, anul ăsta nu le mai... Se pare că am luat puțin cimbru. Nu le mai separ. Am trecut, m-am luat după cineva și le-am separat. Le las așa câte fire sunt, 7-8 fire. Mă, nu foarte bine, că eu în general nu vorbesc foarte bine, mai ales în fața camerei. Uite, acum sunt mai dezinvolt pentru că camera este pusă pe alveol. Am un trac de cameră enorm de mare, chiar după 3 ani de zile de când filmez pentru YouTube. Am făcut azi un videoclip, n-am mai făcut videoclip de, nu știu, de o lună de zile, cred. N-am mai filmat. Și zici că mi-a băgat cineva pumnul în gură. Da, asta e problema mea, postez așa, cine vrea să se uite, se uită, cine nu, dă scroll.
Și este foarte important, cred că am spus și la începutul acelui material, că eu nu sunt profesionist, deci nu sunt, nu pot să dau sfaturi. Eu vorbesc doar din experiența mea, din, uite, dacă eu semăn cimbru în felul ăsta, și leușteanul, și busiocul, și pătrunjelul, tot ce a semănat în seara asta, pe așa semăn, adică nu arăt așa și după aia eu refac toate semințele alea, le iau și le mut în altceva sau eu știu. Deci vorbesc doar din experiență. Vă mulțumim, domnul Ritter Cristian, noapte bună. Silviu Constantin, semințe de tarhon aromat se găsesc dacă nu avem furnizor de semințe de tarhon aromat. Eu am semănat tarhon mulți ani și anul acesta mi-a dăruit domnul Titel câteva pahare de tarhon din acela aromat pe care îl mulțesc prin butaș. Dar nu o să-l scot la vânzare pentru că mi-a dat în vreo 5-6 pahare. Și am eu acum vreo 30 de pahare. Și nu o să-l scot la vânzare în 2024, pentru că e prea puțin. Îl păstrez pe tot ca să îl mulțesc în continuare. Dar e un tarhon foarte, foarte aromat. Să trăiți, domnul Banciu, mă mulțumesc. Din Leuștean se face... Lăsat. Păi uite la aici, am început cu Leuștean. E la începutul live-ului, a intrat mai târziu. E foarte, semințele astea miros a cimbru foarte tare. Știți că eu acum mă chinui puțin cu farfuria asta. În mod normal puneam semințele în mână, dar nu vreau să... Le luam imediat din mână și semăna mult mai repede. Vedirea lui Kim, ce părere aveți despre problemele fermierilor? Da, eu mă abțin să comentez problema asta, nu vreau să îmi spun părerea aici. Deci ar mai fi busuioc cu grecesc și busuioc cu verde pe care nu-l semăna acum. Dar cred că nici pe ăsta grecesc, că să-l mai las vreo 2 săptămâni. Deci trebuie să-mi termin leușteanul. Am semănat și cimbru de agrosel, dacă îi reduci căldura drastic după germinare, nu mai este așa bățos. Eu oricum eu reduc drastic, dar eu am făcut greșeala în trecut că l-am separat câte 2 fire. Nu știu de ce voi fi ascultat eu pe altcineva. Îl las așa, nu s-a repic cub cu cub, în 7x7 și... Îmi dă 2 lei, omul 2 lei pe un pahar de ăsta să aibă cimbru. E și pretențios de căldură, să știi că eu am pierdut câteva pahare anul trecut. Ferma lui Iordache, câte mii de răsaduri produci?
Întrebare întrebătoare, domnul Iordache. Păi dacă eu semăn în seara asta câteva mii de cuburi, câte mii crezi că pot să produc? Multe mulțumim pentru tot ceea ce faci. Vă mulțumesc și eu pentru timpul acordat și pentru apreciere. Petre Atătară, de unde a luat busuiul cu roșu? Busuiul cu roșu de la Semințe Plante. Semințeplante.ro. Acesta. Violeto la Sementi, Semiorto Sementi. Este o firmă foarte bună de semințe. Răbdarea îmi lipsește cu desăvârșire, domnul Iordache, dar este un lucru care îmi place și când îți place ceva, îl faci cu plăcere, da? Deci, eu consider că nu ai nevoie de răbdare să faci lucrurile astea. Oamenii care mă cunosc pe mine, personal, știu foarte bine că eu nu am răbdare. 400 de mii de cai vers pe pereți. Asta e cimbru, da? Schimbăm. Să le pun un pic separat să am idee. O să nu o să mai etichetez fiecare alveol în parte. Am înnebunit câte etichete am făcut. Am făcut de dimineață, dar nu vă mai arăt. Am făcut de dimineață 200 de etichete. Am stat 2 ore și am tăiat la capace de găleți. Dacă făceam 400.000 de răsaduri, nu mai vindeați niciunul răsaduri la domne și la călugări, ne vindeam tot eu. Domnul Mihail, e adevărat că informațiile venind din practică ar trebui să fie veridice, să fie bune. Dar, repet, nu trebuie să copiați, să vă inspirați și să urmăriți mai multe canale de YouTube, pentru că sunt mulți care arată cum fac lucrurile și să vă inspirați de la fiecare, să vă pliați pe un model care vi se potrivește. Petre Atătară, aveți smochini la vânzare? Da, o să fie în primăvară smochini. De fapt, să vedem ce scapă de iarnă. Eu am intrat cu câteva sute înrădăcinați, chiar în vegetație în iarnă. Dar acum sunt amărâți pe acolo, pe la gard, sunt înveliți cu agril. Ce o vrea bunul Dumnezeu cu ei. Inul Leathercraft, mâine trebuie să pun folia termică, va fi o zi nasoală. Păi de ce? Mâine o zi însorită, o să fie cald în solar și asta aveți solare lumic, nu a trebuit să vă ia maxim o jumătate de oră. Mâine trebuie să pun folia termică. Am adunat palete de lemn de la cafea pentru etichete. Sunt prea mici alea să scriu pe ele și se și deteriorează, se șterge scrisul. Am încercat și eu la un moment dat cu betele de la cafea, dar nu mi-a plăcut. Nu asta înseamnă că nu știți etichetele mele, să vă arăt eu aici. Cutia mea cu etichete. Eu sunt în urmă acolo. Cam așa arată etichetele mele. Și pot să le folosesc de la în lan. Sunt capace de găleți albe. Nu sunt tăiate în linie, pentru că le tai la ochi, nu măsori decât lățimea, tai lățimea și după aia la ochi fac toată
eticheta. Uite că astea sunt cumpărate după un site de la chinezesc. Vorbeam mai devreme de Temu. E un poză, dar nu mi-au dat dimensiuni. Eu în poză le-am văzut mari. Da? Am zis, mamă, sunt cât astea. Și uitați-vă ce am primit. Uitați-vă ce am primit. Aici sunt 300 de etichete, sau cel puțin ar trebui să fie 300. Și nu știu, a costat 10 lei punga asta. Și am zis, gata, m-am scos anul ăsta, nu mai fac etichete. De unde? Că... Da, uitați, cam așa. Și în fiecare an le am acolo și scrise, unele le șterg, scriu cu marker permanent și le șterg cu diluant. Bună seara, solare și răsaduri, mărăcine în Argeș. Alin, vă dăm voie să ne spuneți ce roșii ai dat să guste, domnule, dat e material. A avut Sherry Pendolino, a avut Havana, a avut Pink Lord, a avut Gourmandia, Rugantino, ce am avut în solarul demonstrativ. Deci, răsadurile de top din răsadurile pe care le produc eu. Afișează. Un metru 50 înălțime, aolă, păi... Înseamnă că din cauza asta vă e frică. Sunteți... Stați cocoșat. Păi, dacă este soare, în solar e cald, da? Și la minus 2 grade. Nu știu exact ce temperatură am mâine, dar știu că este soare... Da, nu de la Temu, nu știu, sunt luate de vreo 3 luni de zile, 2-3 luni de zile. Dar tot după un site de ăsta chinezesc, nu mai știu exact, nu le rețin numele. Adică că nu mai văd unde am rămas. Semințele mici. Fiți atent la ori, deci o să numere alveolele de azi, calculam și mâine vă spun rezultatul. La mașină de pus sămânța cu aspiratorul. Să ne arătați pe Facebook, domnul Edu. Uite, a zis și domnul Titel, să ne arătați. V-am spus, domnul Miron, ce roșii am dat domnul Iordache. Havana, Gourmandia, Rugantino, Pendolino, Pink Lord, roșia aia roz foarte bună, dacă am rupt două. Facem mizerie pe masă aici. Cu scărița după el, noroc că am eu de imediat. Da, o să stați, a plecat. Dar nimic, vă terminați repede. 19 lei, 50 de bucăți, 6 pe 3 cm. Eu, Mihai, l-am găsit în Dedema niște etichete la parcă 11 lei. Da, 11 lei, dar le-am luat pentru Landry, am etichetat Landry cu el. Dar le-am găsit după ce am comandat, când am văzut prostiile astea pe care le-am primit. M-am dus unde de mai și am căutat acolo. Și ieftine, da, și foarte bune. Foarte bune. Deci la grădinărit acolo, la... Sunt chiar într-un colț. Dar întrebați pe raion dacă vrea cineva să cumpere. 30 de bucăți în jur de 12 lei. Și ale putem să le folosim... Solare și răsadul mărăcine. Am înțeles că cei de la semințe plante, de la cei foarte... Că soiul urilea e funul,
la iPhone este hibrid, a fost problemă cu cultura și nu se va mai comercializa acest soi deocamdată. Am fost anunțat de... Da, și eu am fost anunțat pentru că aveam o comandă de semințe de Rila. Nu mai apar ambalajele mari din loturile noi, deci loturile de, din 2023. Semințe de Rila încă mai sunt, dar la ambalaje de 1000 de semințe. Și eu zic că ar trebui să comandați la 1000 de semințe să nu rămâneți fără. Pentru că nu s-a dat oficial o declarație oficială, dar cel mai probabil au fost virusate. Semințele n-au corespuns la analize și nu se mai scot la comercializare. Este un lucru pe care o spun de vreo 2 ani de zile. Ce facem în condițiile în care nu mai avem semințe de Rila? Asta s-a întâmplat anul ăsta. Vali Minciunescu, ce răsat faceți acum? De cimbru. Răsat de cimbru. Nu e muncă de chinez, v-am spus, mie îmi place, eu aș... Bine, nu pot să semăn nici toată ziua, dar câteva ore acolo semăn. Și dimineața la cafea e o plăcere, să știți, eu pe terasa asta aici. Vreți să vă arăt câte alveole am aici, în jurul meu? Am pregătit alveole și pentru roșii, mâine dimineață vreau să mai semăn vreo 4-5 alveole de ardei. Pentru că am mai luat niște semințe de ardei gras mov, semințe de Texa F1, acel potop, n-am luat decât un plic și am mai luat încă un plic de 500 de semințe pentru că vreau să-l urmăresc. Este un hibrid de potop și este destul de interesant pentru răsat de vânzare pentru că foarte mulți vin și cer, vreau și o ardei gras potop. Eu le explic acolo că ce vând eu este productiv că... și ca să nu mai stau să dau explicații, vreau să bag în lista mea de produse și un ardei gras potop, să le dau direct, pres potop, luați potop, adică grasul acela ascuțit. Bună seara, intru în premieră, Dorin Stroia. Intru în premieră pe un asemenea ceas și cred că mi se pare o idee excelentă de a face schimb de informații și de a învăța ceva de la cei ca dumneavoastră care aveți experiență. Da, exact asta vreau să fac și eu aici. În primul rând, eu consider că demonstrațiile acestea practice sunt foarte importante pentru aceia care nu au tangențe sau nu au avut tangențe cu grădinăritul și sunt din ce în ce mai mulți care vor să își producă legumele singuri. Din această cauză eu vin cu probe practice, arăt cum fac eu lucrurile și mă gândesc că ajută. O singură persoană din cei 130 de persoane care suntem aici pe live, dacă învață cum să semene, să-și facă răsat de plante aromatice, este suficient. Eu sunt foarte mulțumit. Gabriel Drăghici, bună seara, se aude bine cum stați cu frigul, în sens este foarte frig după căldură care vine de spune viitoare, urmează 2 stadii de frig extrem. Ce vrea Dumnezeu, mergem înainte, trebuie să fim acoperiți, să fim pregătiți, să nu riscăm plantele. Am și eu de anul trecut o seră cu folie închisă pe timp de iarnă, mai am 4 mai mici, 6 pe 3 care le iau folia iarnă. Foarte bine. Dacă le luați folia iarnă, 6 pe 3 sunt serele alea chinezești cu folia aia tip prelată, care umbresc foarte tare. Poate reușiți în viitor să le puneți folie profesională de solar. Gata.
Așteaptă un titlu să ne arate domnul Edu pe Facebook cum seamănă cu mașina aia și ne luăm și noi imediat. Am văzut astăzi pe TikTok o mașină de semănat, era 20.000 de lei, nu de euro. Cristinelu, ce recomandați pentru răsaniță? Pe cablu încălzire corean sau saltea cu cablu rezistență premontată pentru pat cald răsadul? Nu știu exact ce suprafață are salteaua aia și nu știu care este diferența de preț. Aș opta pentru o saltea dacă este ca și preț aproape la fel ca rezistență. Dar dacă vreți să fac comparație între cele coreene și cele bulgărești, eu aleg coreene. Sunt mai scumpe, dar sunt construite din alte materiale, sunt mult mai rezistente și mai sigure. Eu am rezistența coreană și deja al treilea an în care o folosesc. Și n-am avut nicio problemă. Deci, anul acesta cred că mă extind puțin în seara de 15-12, pun și mai multe răsa de 4 și vând pe piață o mare parte din ele sunt de semănă în seră. Le plantați în seră. Să știți că și eu așa am, tot așa am început cu răsadurile pentru consum, după care am început să dau surplusul și am ajuns să produc răsaduri. A scris cineva mai devreme că a făcut răsaduri din 2 lei plicu anul trecut. Dar ar trebui să încercați și hibrizii. Tot dumneavoastră a scris cu mesajul cu 2 lei plicu. Ar trebui să încercați și ceva hibrizi ca să vedeți care sunt diferențele. Uitați și domnul Edu ne confirmă că Corea este mai bună. La ardei ce alveole folosesc? Eu la ardei iordache folosesc alveole de 288 de celule. Acum dacă nu știu câte răsaduri vrei să faci, dar pentru germinare eu îți recomand alveola de 288 de celule și obligatoriu repicare. După când ajung răsadurile la repicare, repicăm în alveole de 70 sau 45 ardeiul. Cel mai probabil că o să repici în 45, că nu faci fire mult, sau faci și tu răsad de vânzare. Poate te văd pe TikTok cu răsadurile, nu mai le dai roșii. Deci vreți roșii, luați răsad, mă, și munciți la ele să mâncați roșii. Exact asta vreau să fac, cum spune dumneavoastră, că sunt prea mici și doar 2 metri înălțime, insuficient de spațiu ca... Domnul Dorin Stoica, eu cunosc serele alea pentru că am și eu una și nu sunt ce trebuie, alea trebuie excluse de pe piață, excluse. Oamenii care nu se pricep se încântă la prețul ăla, că este mic și așa, se bucură că se montează ușor, au recomandări că se montează ușor, dar nu au nici rezistență și nu sunt nici corent construite. Nu avem înălțime, nu au aerisire, nu prelata aia împiedică foarte mult lumina. Faceți socotelele bine înainte, domnul Dorin Stroia, și vedeți dacă nu ieșiți mai ieftin prin construcția unui singur solar și renunțați la serele alea, pentru că faceți improvizații și improvizațiile poate să creeze probleme pe vânt puternic, vreme urâtă, iarna. Da? Faceți niște socotel și poate reușiți să vă faceți un solar ca lume și să renunțați la
Serele alea. Hibrizii îi găsiți peste tot. La fitofarmacii, magazinele astea online, peste tot. Doar să știți ce căutați. Faceți incubatori din sandwich cu rezistență pe margini. Da, domnule, eu știu cum aveți dumneavoastră camera aceea pentru germinare. Aștept de la domnul Alin, de la ferma de legume Cristorel, să văd. Și dânsul a zis că o să facă o cameră de germinare anul ăsta, să o văd și pe adânsului. Și iau și eu în calcul varianta asta. Ne scrie Iordache, nu fac de vânzare, vând rezultatele. 30 de lei kilogram. Știi că ți-ai palme de la toți care suntem aici pe live dacă tu vii cu 30 de lei kilogramul când or fi roșiile 20 la 2 lei la piață. Foarte bine, Dorin Stroia, v-am zis, încercați și hibrizi ca să aveți dumneavoastră experiență cu hibrizii. Să vedeți diferențele între hibrizi și soiuri și mai ales dacă vreți să și vindeți răsaduri, trebuie să vindeți calitate ca să fiți căutat. Ați văzut că ne spunea și domnul Edu mai devreme. Calitatea te face celebru, te face cunoscut și apreciat. Iese cu coșul de răsad prima dată, după care cu tomatele. Păi da, trebuie să prezinte răsadul, nu? Ia uitați aici ce răsaduri avem. Sănătoase, organice. Da, titele, să vedem dacă reușește să facă răsad. Că domnul Iordache e... IT se aduce, scria cineva mai devreme. El este cu butoanele. Răsadul nu se face de la butoane, te trebuie să ai unghii de-astea pline cu pământ. Așa. Da, dacă le-ați folosit un an, gata, și-au scos banii, renunțați la ele. Eu vă spun că vă să-mi dați dreptate peste un an. Masteritip, corect, dă-i omului roșii și hrănești pentru o zi, învață să planteze roșii și hrănești pentru o viață. Dacă o să improvizați, aveți dreptate. Fermele Iordache. Saltea cu cabluri premontate pentru pat cal răsadul, lungime 10 metri, lățime 1 metru, consum 1 kW. 10 cu 1, consum 1 kW. Bănuții, cât costă? Cât costă? Și dacă are și termostatul inclus, că și patul ăla trebuie monitorizat, nu? Deci cât costă termostatul lui și cu saltea asta? Și facem comparație cu prețurile pe care le avem la rezistență și termostat. Da? E, na. Am glumit, dar ai spus aici 30 de lei, e prea mult în perioada în care roșiile sunt 2 lei kilogramul sau, eu știu, maxim 5 lei. Scopul este să ridic prețul la roșii Bionofa pentru mine, îmi doresc să folosesc abilitățile de marketing online și să aduc valoare oamenilor care muncesc pământul. Este foarte bine, dacă eu am glumit, e foarte bine. Eu știu sigur că tu ai stimulat puțin prețul din România la roșiile organice, la cei care cresc organic și puțin, da? Nu produc cantități și au subvenții și programe și așa, și este foarte bine. Deci eu știu sigur că tu ai stimulat pe mulți să-și mențină un preț mai mare la
la rușii. Eu am un solar de la Solarii Oltenia de 10x4. Aș vrea să mult la Provita, nu are apă ud din râu și sunt pe pantă de 30 de grade. Domnul Titel, aveți o întrebare aici. Deci, domnul Inul Redercraft îmi întreabă pe Nache dacă ajută porumbul la palisare sau numai la umbrire. Nu cred că ajută la palisare, dar la umbrire sigur. Și parcă știu că am văzut și eu porumbul ăla între ardei. La trei fire de ardei era un porumb. Cultiv pe 4 straturi înălțate și am cumpărat 15 metri cubi de pământ bun. Foarte bine. E foarte bine dacă ați cumpărat pământ de calitate bună. Dar ca să vedeți dacă e de calitate bună, ar trebui să-l odați și să vedeți dacă după ce se usucă, se crapă. Trebuie să saltea 795 de lei fără termostat. Păi da, domnul Cristinelu, cum facem acum? Fără termostat. Și dacă termostatul mai ieșe la vreo 300 de lei, am ajuns la 1100 de lei. Da, rezistența coreană parcă e vreo 200 de lei, un termostat 300 de lei și avem același lucru cu 500 de lei. Deci diferența de preț e prea mare. Fac live de la Tarabă, fac tam-tam-tam mare anul ăsta, bravo! Lăsați durile TV puse pe 4, ne scrie domnul Edu. Suntem în ianuarie și mă jur că poate nu mă credeți, mă tot gândeam când să pun un alveolar și ce să pun la temperaturile de afară. Da, eu vă recomand să vă documentați foarte bine, pentru că temperaturile astea sunt prea mici pentru începători, ca să zic așa, dacă nu sunteți foarte bine pregătit cu încălzire și cu, eu știu, răsarniță, ce mai trebuie pe acolo. Scrie domnul Nachi Titel, ajută și la umbrire și la palisare, mă ajută și la ardei, în special am legat asta de el, l-am plantat din 2 în 2 metri, dar am făcut răsat dinainte, l-am plantat mare. Nu se crapă, urcă în picurare 2 litri la 50 și în general nu au probleme, vorbesc de tomate. E foarte bine dacă nu se crapă. Pentru că și eu am cumpărat pământ de calitate bună, cum a zis dumneavoastră, pământ negru, de pădure, de așa, și l-am pus în ghivece. Și după ce l-udam se făcea pietroi și se crăpa, ziceai că da, era... Chiar am avut probleme în anul ăla cu... Am pus ardei la ghiveci în el. Bună seara, domnul Marius Borui. Cimbrom, semana 3, deja. Sau le-am încurcat. Am acolo leuștean, pătrun, gel. E, lasă că vedem noi. Le vedem după ce răsare, că astea n-avem cum să le încurcăm. Mă, s-a făcut 10. Ce repede trece timpul aici cu voi. Putere mai bagă și mie o bilă neagră. Nu se văd semințele, așa-i? Când le pun aici. Dar să știți că am pus destul de multe în fiecare cup. De anul trecut m-am hotărât să
las cuburile de cimbru nesparte și să încerc să fac niște pahare bogate, așa, să nu mai... A treia, da. Obligatoriul sadurilor pe paturi ventilatoare, căldură pe lemne sau rumeguri, mai puțin curent. Mi-am cumpărat o mașină de turbă și am pus în ea 20% nisip pentru o drenare mai bună. Păi și a spus un solar turba? În seara la mine azi dimineață erau 5 grade afară, erau minus 6. Asta în zilele astea cu gelul polar. Nu am încălzire în seră, sunt la 11 metri de oreștiri de turbă și noi nu prea avem ierni grele. Păi cum aveți fără încălzire 5 grade în seră? Curios, fără încălzire, aveți, nu știu, aveți cel puțin dublură. Mi se pare o diferență prea mare, de la minus 6 fără sursă de căldură să aveți 5 grade. Foarte bine. E un substrat bun, dar ajută mult la drenare și la aerarea solului, dar nu toată lumea își permite să pună turbă pe toată suprafața solarului. Doriți, ce lăsaturi pot pune la ora asta în alveole? Începeți cu ardei. Ia uitați, domnule Edu, gata, a sărit la gâtul ăsta. Da, nici eu nu sunt de acord, domnul Dorin, cu diferența asta mare de temperatură. E prea mare. Am și eu câteva solare în curte și am vreo 10 termometre prin toate, pe afară, stație, meteo. Uite, mai devreme s-a oprit aeroterma, nu știu, sigur nu s-aude la microfonul ăsta, dar eu o aud. Deci acum câteva minute, haideți să vă arăt. Să vă arăt stația. Să vin eu aici să văd. Deci asta e stația meteo, 14-7 am acolo în bucătărie. Aici am ardei răsăriți și roșiile la 10,488% umiditate. Aici este un solarul mare 4,4 în condițiile în care s-a oprit aeroterma acum câteva minute, da? 92% umiditate și aici afară minus 3,1. Vedeți? Deci în condițiile în care eu aici am minus 3, aici am 4 grade. Cu aeroterma setată pe 3 grade, deci ea pornește la 3 grade, se oprește undeva la 5. Dar stația asta meteo actualizează temperatura cam la 10 minute, așa. Deci acum o să-mi arate și 5 grade, dar peste vreo câteva minute. După care începe să scadă. Nu mai semăn. Mai stăm puțin și oprim live-ul. Au trecut 2 ore, nici nu mi-am dat seama când au trecut. Mai mult de 2 ore. Nu? O turbărie, apoi turba, am pus numai pe suprafața care va fi plantată, nu știu pe care. Bineînțeles, dacă aveți 4 ori înălțate, e normal. Diferența de 6-7 grade am avut.
să citesc tot comentariul. Haideți să ne mai vedem puțin și... O să mă opresc din semănat, termin mâine dimineață. Deci vență 6-7 grade, am 11 km de orăștie, la mașină aveam minus 6 grade. Probabil că era ziua, deja aveam lumină, nu ne-a dat informația completă. O să pun ardei, așa cum îmi spune, nu mai sunt vin alveolele, e recomandat să pun alveolele pe lemn. E recomandat pe lemn, dar trebuie să aveți temperatură. Pentru germinare la ardei vă trebuie 23-25 de grade. Da, papa, ghijoc. Nu folie, niciodată folie sub alveole, niciodată folie sub alveole. Poate cel mai mult agrotextil, dar nu folie. Folia menține toată apa acolo și... alveolele nu mai drenează, o să stricați toate semințele. Deci substratul ăsta trebuie să dreneze. Credeți-mă că eu nu am niciuna goală pe aici. Dar o întorc pasta asta. Poate reușesc să evidențiez. Deci fiecare celulă are o gaură, nu știu dacă se vede. Vedeți? Am avut două tipuri de alveole. Unele care aveau încă capacele alea aici, deci erau ștanțate, dar nu erau căzute capacele. Și eu stau și rup fiecare căpăcel, pentru că fiecare celulă are nevoie de drenaj, da? Deci fiecare căpăcel în parte l-am rupt și l-am îndepărtat. A, aveam și semințe în asta, am făcut treaba. Nu au căzut. Sunt încă aici. Deci drenajul este extrem de important. Nu vrem să ținem apa în alveolă. Mai bine udăm în fiecare zi decât să ținem. E ca și cum asta noi cu picioarele în apă. Avem cum să fac picioarele. Ne spunea și domnul Edu mai devreme. O seară bună vă doresc și dumneavoastră, domnul Master Tib. Master Tib. Eu încerc să fiu live în fiecare vineri seara, sper să reușesc. Și am operațiuni de făcut, pentru că să stăm așa de vorbă mie nu-mi place, trebuie să fac ceva. Dacă reușesc să potrivesc semănări, e numai bine. Bun, cam asta este pentru această seară. Ați văzut, am început să semăn plantele aromatice, o să termin mâine dimineață. Mai îmi rămâne busuiocul verde și busuiocul grecesc, pentru că este foarte pretențios de la umiditate și la temperatură mică, da? Nu îi ajunge 8-10 grade, trebuie mai mult și umiditatea e mai importantă. Și la temperaturile astea de 80 grade, umiditatea este mare întotdeauna. Vă mulțumesc, domnul Edu, vă mai așteptăm la noi pe live. Și cu siguranță venim și noi la dumneavoastră pe Facebook să vă vedem. Mi-a zis Sorin Avram, în răsanță am polistiren de 50 de milimetri, rezistență de 2250W la 30 de milimetri fir. Apoi nisipul scat. De 30 de minute, tavă și în tavă, tava cu răsaduri perforată, de 30-60 de minute. Să fie perforată ca să poată să urce căldura în alveolă, nu știu, nu-mi dau seama exact cum aveți dumneavoastră acolo.
Dar dacă aveți tava asta în altă tavă, tava de jos trebuie să fie perforată 80% ca să poată urce căldura. Salut, Iordache, spor la treabă și ție și vreau să-ți văd răsadurile pe YouTube. Să văd acolo materiale cu răsadurile. 30-60. Deci este foarte important, domnul Mihail, să urce temperatura, să urce căldura în substratul din alveolă, da? Să nu puneți piedică temperaturii, căldurii. Se poate pune și varza, da? Se poate pune și varza, domnul Dorin. Domnul Titel are picat, varza o are în 4 frunze acum. Deci, încheiem acest live, vă mulțumesc pentru că a stat alături de mine 2 ore jumate, m-ați lăsat să vă plictisez 2 ore jumate și v-am spus, mâine seară postez un material cu prima fertilizare la răsadurile de roșii și de ardei, prima serie care a răsărit și săptămâna viitoare sper să reușesc să fac un material în podul casei, să vă arăt din nou solarul meu din podul casei. Până data viitoare, vă doresc germinație de 100% în acest sezon.